COVID-19 prinde dramatic din urmă Rusia. Prin urmare, Moscova face vaccinarea obligatorie în sectorul serviciilor o premieră în Rusia. Pe site-ul său, primarul Moscovei explică faptul că situația se deteriorează dramatic. În spitale, mai mult de 12.000 de oameni suferă de boală. Rata infecției este la fel de mare ca și anul trecut. Vaccinarea alunică, conform unui sondaj din aprilie, 60% dintre ruși nu vor vaccinul. Rusia este printre statele cele mai afectate de pandemie. În ultimele 24 de ore, țara a înregistrat peste 14.000 de noi cazuri, cu alte 416 decese. De la începutul pandemiei, Moscova a raportat peste 5,2 milioane de contaminări, dintre care aproape 128.000 au fost decese. Țara nu mai este limitată pentru a păstra economia, dar zonele alimentare sunt acum închise în centrele comerciale din Moscova.